UPL vă recomandă pachetul tehnologic Zeamă Bordeleză Originală și uleiul parafinic Ovipron Top. Top. Bună seara, domnilor și domnilor! Bun găsit la emisiunea Agricultura, o șansă pentru România. Astăzi o să discutăm despre ce se întâmplă în perioada de tranziție. Suntem în schimbare de la vechea politică agricolă la noua politică agricolă comună, cea care aduce oarece scăderi de bani în anumite domenii, mai ales în ceea ce privește dezvoltarea rurală și riscul ca fermierii să nu-și încaseze toate sumele dacă nu vor respecta ecoschemele, niște condiționalități de mediu. Nu e de speriat însă pentru România, pentru că aceste ecoscheme sunt obligatorii la nivel de stat, fermierii pot opta să le respecte sau nu, dar o să le respecte în mod cert. Haideți însă să vedem ce se întâmplă pe partea de dezvoltare rurală. Iar aici, un rol important îl au grupurile de acțiune locală. Sunt multe în România, au făcut și o federație națională și se ocupă cu tot felul de chestiuni care să ușureze viața comunităților locale. De la achiziția de mici tractoare pentru un fermier sau altul până la pensiuni turistice. De ce nu? Pentru că oamenii trebuie să trăiască. Dorin Teodorescu, domnul Dorin Teodorescu, este vicepreședinte al Federației Naționale a Grupurilor de Acțiune Locală și ne este invitat în emisiune. Bună seara, domnule Teodorescu! Bună seara! Bine v-am regăsit! Mulțumesc! Îmi pare rău că n-am avut și eu lângă mine un steag al Uniunii Europene și unul al României, așa cum aveți dumneavoastră frumos acolo. Domnule Teodorescu, sunteți într-o zonă, da, la Baia de Fier, a mai trecut zăpada, înțeleg. Puteți ieși din casă în această perioadă. Cum merge viața galurilor acum? Pentru că nu e financiar vorbind o perioadă foarte fastă. Da, fie ca nins, fie ca plouat, noi am fost. Am existat, am fost în teritoriu. Ne-am implicat pentru că încă mai avem treabă. Încă mai avem treabă din vechea strategie. Mai avem mici măsuri, mici alocări finanțare care trebuie să le distribuim. Resturi adunate din toate măsurile și realocate pe măsurile importante, măsurile cele mai solicitate și deschide măsuri. Să fac o scurtă precizare. E posibil ca fiecare din noi doi să nu se sperie telespectatorii, să strănute. De aceea și facem emisiunea în acest format, pentru că ne-a prins o răceală pe fiecare din noi. Nu e COVID, dar e mai bine să fim prevăzători. Așa că să nu se sperie lumea dacă domnul Dorin Teodorescu va strănuta. Asta vreau să spun. Da, vremea este destul de schimbătoare. Acum este călduț și drept, dar am avut și nisori, am avut și frigul sub 18 grade. Dumnezeu, suntem bine. Domnule Teodorescu, mă uitam pe o știre astăzi venită tocmai din Spania, publicată de Federația lor de dezvoltare rurală, o agenție națională, era vorba despre tineri, despre programele pentru tineri. Și acolo se spunea așa, viitorul Spaniei nu există fără tineri, avem prea puțin tineri, cei mai puțini tineri în agricultura europeană, proporțional ca nivel de țară, și căutau ei niște soluții. O să vadă de altfel telespectatorii noștri în jurnalul de știri mai pe larg acest lucru. Galurile, grupurile de acțiune locală, și ele sunt conștiente de acest lucru, de lipsa tinerilor în mediul rural, în proiecte. Dumneavoastră sunteți tineri, sunteți un exemplu. Dar cum supliniți această nevoie? Pentru că se constată, vedeți și dumneavoastră, că mulți au plecat. O știți, așa e și la Baia de Fier, și la Polovrat, și peste tot. Da, noi se pare că am luat un pas înainte spaniolilor. În 2019 am avut chiar o întâlnire națională, Fenegalu a organizat o tabără de tineret pentru a putea grupa tinerii în această sferă. Am avut peste 500 de participanți la această tabără, oameni care au primit diplome în urma acestor cursuri care s-au lăsat prin această tabără. Diplome care și ceea ce au învățat efectiv o să-i ajute în înscrierea de proiecte, în organizarea de asociații de tineret. Este nevoie de înființarea acestor asociații pentru că vocea tinerilor este necesară să fie auzită, pentru că până la urmă ei știu nevoile cel mai bine și își caută într-un fel sau altul viitorul aici în România. Asta este primul pas pe care l-am văzut, sau să zic că a fost unul dintre pașii vizibili. Pașii am făcut continuu, pentru că o mare parte, și aici mă refer la
galul pe care reprezint, galurile pe care reprezint, cât și în regiune, o mare parte din beneficiari sunt antreprenori tineri. Sunt tineri care vor să fie să se întoarcă înapoi, s-au întors înapoi în țară, fie nu vor să plece din țară și vor să rămână acolo la casa părintească, să poată să-și facă o afacere, fie pe producție, fie pe turism, fie în agricultură. Chiar avem foarte mulți tineri care au proiecte în agricultură. Bun, domnule Teodorescu, vorbeați de galuri. Probabil e vorba de gal parâng și gal gilort, nu? Sau sunt altele acum, nu mai știu. Galurile, gal parâng și gal gilort, galurile pe care le reprezint, vorbesc în... Okay. Ca și vicepreședinte, îmi cunosc foarte bine regiunea. Am avut contact și discuții cu toți colegii mei și una dintre discuții a fost și aceasta de a încerca să motivăm tinerii și să-i ajutăm cu informații și cu sfaturi pentru a putea să-și facă o afacere sau eventual să rămână aici cu speranța că se vor deschide linii de finanțare și pentru ei. Perfect. Mi-ați spus că unii tineri s-au întors din străinătate, alții au descoperit posibilitatea de a face o afacere care să le permită să rămână acolo în zonă și e foarte bine. Încercați să vă amintiți așa cam ce a fost de-a lungul timpului programele pentru tineri. Că nu epuizăm subiectul, dar să spunem, de exemplu, sunt tineri care și-au deschis pensiuni, sunt tineri care s-au apucat de agricultură și au deschis o unitate de producție. Am înțeles, da, și mie vine să tușesc când vă văd. Da. În acest moment pot să vă dau chiar foarte, foarte multe exemple. Sunt foarte multe, nu pot să le, în momentul să se vină toate, dar pot să vă dau câteva exemple pe mai multe măsuri diferite. Și aici mă refer pe Gal Parâng. Avem un tânăr care și-a depus un proiect pentru o hală. El având ca și obiect de activitate confecția metalică. Un proiect foarte frumos. De altfel, om s-a întors către casă, la țară la el, și aici s-a dat drumul la afacere. O afacere foarte profitabilă, cu comenzi foarte mari. Încă nu a terminat proiectul, vorbesc la hala respectivă, dar dânsul încă lucrează. Deci deja și-a dat drumul la business, într-un nivel puțin mai micuț, urmând când se termină hala să poată să se dezvolte așa după cum are planul de afaceri și ce își dorește. Un antreprenor care e foarte bine. A angajat câțiva oameni, adică vorbim nu numai de succesul de a aduce un om capabil în zonă, vorbim și de succesul de a putea crea locuri de muncă, de a putea face, să aibă și o desfacere, bine, având foarte multe comenzi și desfacerea lui merge destul de bine. Deci aici ne atingem într-un fel sau altul obiectivele, acelea de a forma antreprenori, acelea de a intra bănuți către autoritățile publice, către Consiliul Local, către stat, de altfel prin impozite și TVA-uri, cât și angajarea în mediul rural. Bun. Un alt proiect. Vă rog, alt proiect, da? Proiect, adică sunt câteva proiecte mai multe pe agricultură. Aici vorbim și de creșterea animalelor. Avem tineri în Gal Gilor și în Parâng care au apicultură, lucrează în apicultură. E o afacere de familie, de altfel. Ei s-au întors de la facultate și au început să continue afacerea părinților, extinzându-se automat pe tipul acesta de afaceri, fiind cunoscătorii copilărind în mediul respectiv. Deci, într-un fel sau altul, eu cred că au roade. Pensiuni, da, avem o domnișoară, da, e până în 30 de ani, sau în jur de 30 de ani, care și-a făcut o pensiune agroturistică. Deci, într-un fel sau altul, cuprindem sfera aceasta de necesități ale zonei și ne atingem obiectivele strategiei. Am înțeles. Domnule Teodorescu, dezvoltarea unei zone, pentru că asta își dorește fiecare, presupune o colaborare. De o parte, oamenii locului și grupurile de acțiune locală, evident, dar și autoritățile locale. Noi am fost în zonă anul trecut. Am văzut, inclusiv spre Baia de Fier acolo, chit că era mai puțin, dar era asfalt, da? Se putea ajunge. Cum se implică autoritățile locale în a menține zona viabilă și a o dezvolta? Pentru că nu trebuie doar să le asigur oamenilor mâncarea de pe o zi pe alta, că asta și-o fac singur, poate. Da, e nevoie de foarte multe ori de această implicare. Primăria are posibilitatea să acceseze proiecte de o anvergură destul de mare, canalizare, aducțiuni de apă, asfaltări, nu-i așa, amenajări de cursuri, de râuri, de pâraie, că tot e nevoie la dumneavoastră. Cum simțiți colaborarea cu autoritățile locale? Pot să spun că este o colaborare ideală, cum ar trebui să existe o colaborare între public și privat,
în special într-o asociație de grup de acțiune locală. Da, nu, colaborarea este extraordinară. În afara faptului că avem niște primari și niște localități cu potențial foarte mare care se luptă pentru a aduce resurse de finanțare, surse de finanțare în teritoriu, o dată prin galuri, cât și pe alte linii de finanțare. Pot să spun că galul este unul dintre pionii care îi ajută foarte mult, deși dânsii lucrează și pe proiecte naționale și pe proiecte europene, pe alte linii de finanțare. Necesitățile sunt destul de mari și dacă mă gândesc în urma acestei pandemii și lipsa financiară care începe să se simtă destul de mult, primarii încearcă să țină pasul. Și aici mă refer, probabil că resursele financiare locale s-au micit destul de mult, pentru că vorbim de afaceri care au fost blocate și tot felul de lucruri de genul acesta. Dânsii își caută și încearcă să susțină mediul privat prin a face drumuri, prin a continua lucrările de canalizare. Și da, continuă să ceară și să caute noi resurse de finanțare, pentru că este nevoie. Pentru orice primărie, un bulb de excavator este binevenit, mai ales în zona de munte, acolo unde vântul sau inundațiile spun cuvântul și au nevoie de așa ceva. Deci au foarte multe necesități, deși implicarea dânșilor este una extraordinar de bună, cât și în colaborare cu noi ne susțin pentru a putea aduce bani prin galuri, ca și dânșii să se bucure de aceste finanțări în teritoriul respectiv. Perfect. Am să vă întreb direct, pentru că există o țară în care trăim, numită România, și știm că părerea generală a unora e că în țara asta nimic nu se face dacă nu miști din urechi, ca iepurele. Autoritățile locale, și vă întreb direct, au avut de la dumneavoastră anumite pretenții, v-au cerut anumite facilități, favoruri, să decideți în favoarea cuiva când sprijiniți un proiect sau altul? Eu știu, trebuie să pun întrebarea asta pentru că e important. Este foarte corect întrebarea, pentru că foarte mulți oameni au impresia că banii europeni și banii publici sunt direcționați în fel sau altul. Ca și național, noi ca LURES avem o transparență totală. Avem o procedură care nimeni nu poate să intervină în ea, nici măcar tehnicul, care foarte frumos are o grilă de verificare, se deschide sesiunea prin o informare în tot teritoriul, măsura respectivă, care ar fi ea, este publicată pe site, se fac informări, se fac întâlniri cu cetățenii, fie la sediul primăriei, fie în locuri mai aglomerate. Bine, acum cu pandemia mai mult am mers pe sediile primăriei, plus de asta oamenii vin și se interesează și la sediu, având posibilitatea și câștigul față de național, ca oamenii să vină, să fim aproape de dânsii, să vină să întrebe și să ceară orice sfat și orice informație care au nevoie. Nu mi s-a întâmplat niciodată personal, am auzit colegii să vină cineva să facă, nu știu, să își dorească mai mult decât ar trebui să își dorească. Vorbesc din partea primăriei. Am înțeles, sper că e valabil și sunt convins că e valabil la nivel național. Domnule Teodorescu, vorbeați de împuținarea mijloacelor financiare, pentru că asta e, în perioada de pandemie, și o știți foarte bine pentru că sunteți implicat în domeniu, au fost mai puțini turiști, au fost niște facilități la un moment dat acordate statului, din partea statului acestui sector, dar pierderile au rămas. Dumneavoastră sunteți și întreprinzător, ceea ce nu e rău, e foarte bine, pentru că plătiți taxe și impozite bugetului local, se duce ceva și la stat și dați de mâncare altor oameni, și nu mă refer la turiști, dați la angajații dumneavoastră, ceea ce e foarte bine. Cum v-a afectat această perioadă pe dumneavoastră, afacerile din zonă? Sunteți la unul din capetele Transalpinei. Teoretic, acolo ar trebui să fie așa o aglomerație, să fie coada la dumneavoastră la pensiune până la Alba Iulia, dar nu cred că se întâmplă așa. Datorită pandemiei nu se prea întâmplă așa, dar nici prea departe nu suntem. Nu e vorba de neapărat de pensiunea pe care o administrez, vorbesc în general în teritoriul nostru. Da, turismul a crescut și pe perioada pandemiei. Deci a crescut turismul și pe perioada pandemiei, pentru că a fost totuși un mare avantaj. Lumea a căutat
zone retrase, zone unde există posibilitatea să faci trasee de picior, trasee cu ATV, adică să se rupă efectiv de aglomerație, ceea ce la noi în zonă chiar se găsește foarte mult. Și în același timp, dacă tot se plimbă, să și viziteze ceva. La noi, cum slavă Domnului știți, natura a fost foarte îngăduitoare și ne-a oferit multe posibilități pentru turism și aglomerat. Sigur, sigur, e adevărat, inclusiv urși, mai puțin ca în Harghita, dar există și urși, așa că traseele devin uneori chiar de-a dreptul aventuroase. Bun, spuneți-mi, da, sunt rătăciți, există o intenție de a mai crea un drum mai accesibil prin cheile Oltețului, da, care să meargă printr-o zonă de asemenea extrem de frumoasă. Noi am fost pe acolo, m-ați condus chiar dumneavoastră, la un moment dat eram convins că s-a terminat civilizația și o să mă lăsați acolo, că nu mai era nimic în afară de bujor, de munte și stâncă. Mai există, în ciuda faptului că sunt destul de puțin bani, știți ceva de acest proiect? Am discutat cu primarul din Polovraj, cu domnul Iepure, și îmi spunea că, domnule, ne gândim, vrem să facem, am vorbit cu cei din Alba. Da, nu e atât de simplu. Da, este o idee venită chiar din partea mea și a domnului primar. Discuțiile au plecat puțin mai departe. Încă suntem în discuții. Potențialul zonei și potențialul acestui drum care ar lega Polul Vrajul de Ciunget, de Voineasa mai exact, ar fi, cred că, o renaștere a Transalpinei. Pentru că vorbim de o zonă foarte pitorească, foarte frumoasă, virgină, cu multe lucruri frumoase. Vorbim de lacul Petrimanu, vorbim de vârful Curmăturii, locuri unde poți să treci pe lângă o stână de oi autentică, una chiar două, da, trei, unde poți să găsești niște ciupercuțe care să se pot lua acasă. Este o zonă destul de frumoasă și drumul ăsta ne-ar ajuta ca turiștii care pleacă din Baia de Fier pe Transalpina să-i aduc acest drum înapoi tot în Baia de Fier sau în Polovra sau în Novaci, drum fiind un fel de cerc care îi aduce înapoi. O vizită continuă ca omul să nu plece pe, nu știu, rutele naționale care efectiv n-au ce vizita. Am înțeles. Domnule Teodorescu, mi-ați spus că sunt mulți tineri, vorbim de tineri acum din nou, care au apelat la galuri și au deschis o afacere într-un domeniu sau altul. Au o mică fermă, au un atelier de producție, cum îmi spuneați dumneavoastră. Ce știți despre modul de răspândire a informației din om în om? Da, pentru că poate unii întâi se informează la vecin, vede că vecinul și-a făcut acel atelier de fierărie și vine și el spre dumneavoastră. Ați avut exemple de acest gen în care vorba din om în om a fost favorabilă dezvoltării de alte afaceri? Da, bineînțeles. Ce faceți dumneavoastră și ce faceți dumneavoastră pentru a aduce vestea mai departe, că sigur aveți și acțiuni de promovare. Eu știu că în zonă vă cunoaște lumea, vă oprește, stă de vorbă. Cum interacționați cu ei? Da, în special exemplul de bună practică trezește idei și celorlalți. Da, sunt foarte mulți beneficiari care au fost întrebați și au, într-un fel sau altul, au stănit interesul și altor oameni din comunitate. Doar că lucrul acesta s-a întâmplat și înainte să fim noi galurile și în momentul acesta când suntem noi galurile. Numai că informațiile pot să fie mult mai reale și mai ușor de luat de către acești potențial beneficiari. Și noi suntem alături de dânsii. Cum am spus, avem întâlniri cu dânsii destul de des, fie la primărie, fie la anumite grupuri mari de întâlniri mari. Acum, fiind pandemia, am fost puțin mai restricționată, dar în rest am avut tot felul de evenimente, târguri de tradiții în care am promovat, pe lângă tradiție și obiceiul din zonă, am promovat și galul și măsurile galurilor. Am avut nedei, cum este nedeia de la Polovraj, cu oilor de la munte, catoilor de la munte. Pe teritoriul nostru, întâlnirile cetățenești sunt foarte dese și posibilitatea de a informa și de a transmite mai departe informația este destul de mare, cum de altfel, în general, în toată țara, cred că se întâmplă lucrul ăsta. Adică omul ajunge să-și ia informația necesară, exact de la sursă și cu 100% așa cum este ea. Am înțeles. Îmi vorbeați de tradiții, de nedei, de întâlnirile între oameni. Bravo, bine că se mai țin în ciuda
faptului că încă e pandemie, dar o să termine la un moment dat și o să ne întoarcem la o viață normală. Tradiția vinde, domnule Teodorescu, știu acest lucru, dar uneori tradiția e și scumpă. Cum promovați acest lucru? Pentru că aceste chestiuni tradiționale, tradițiile, mâncărurile tradiționale, obiceiurile, arhitectura locală, sunt cele căutate de turiști, dar e atât de scump încât nu ne permitem, sau cum e? Cum faceți îmbinarea între nevoia turistului de a ajunge la dumneavoastră cu o anumită sumă de bani și nevoia celor din partea locului de a trăi, de a-și vinde produsele și de a câștiga și ei, evident? Aici avem mai multe acțiuni de păstrare și de promovare a turismului. Mm-hmm. Și aici mă refer la parte turistică a tradițiilor, scuzați-mă, și mă refer pe parte turistică, unde cel puțin prin măsurile pe care noi le-am deschis pentru măsurile agroturistice pe acest sector, exista punctaj pe partea tradițională, ca beneficiarul să-și aducă un plus valoare prin obiceiuri, port și tot felul de lucruri tradiționale pe care putea să-și le vândă către turiști. Asta este un aspect. Bine, în general, pe toate măsurile care s-au putut băga aceste punctaje și aceste încurajări, încercăm să încurajăm oamenii să-și păstreze tradiția prin activitatea pe care pot să o facă, au avut punctaj. O altă acțiune pe care noi, ca și asociație, ca și GAL, o facem, suntem parteneri mai mereu cu toate primările care își fac NDI-le, care au tot timpul un sector pe parte de tradiții. În afară de aceasta, avem și târgul de tradiții pe care noi l-am înființat pe 6 decembrie, în fiecare an de 6 ani de zile, 7 ani de zile chiar, avem acest târg de tradiții și de obiceiuri, unde tot ce înseamnă meșteșugari, producători autohtoni, pensiuni agroturistice vin și se talează acolo bunătățile și, în același timp, toate asamblurile de dansuri și folclorice din zonă vin și au spectacol. Am implicat foarte mult și tineretul, copiii în special, nu vorbim aici, prin acțiunea noastră să educăm într-un fel sau altul tinerii de jos. Și mă gândesc aici în comuna Alunu, comună din județul Vâlcea, dar face parte din galul nostru, au venit cu tot felul de decorațiuni de Crăciun, tradiționale lucrate de ei împreună cu părinții, ca să le vândă, și au avut sporul acesta. În afară de asta avem și artiști, pot să le spun, acestor copii care pictează sau desenează, dansează popular, în straie populare, cât și cânta. Deci, într-un fel sau altul, acțiunea de păstrare și de promovare a turismului, noi, ca și GAL, împreună cu autoritățile locale, cât și operatorii de turism din zonă, zic că ne facem treaba, loc este mult, mult mai mult, dar ușor, ușor avem o strategie de promovare a turismului și a tradițiilor în zonă. Crește mie. Bun, mai avem un minut și jumătate până la pauză, domnule Teodorescu. Sunt bani suficienți pentru câte acțiuni aveți în proiecte? Pentru acțiunile finanțate pe GAL, banii au fost, dar era loc mult, mult mai mult. Dacă vorbim de acțiunile de tradiții și acțiune care GAL-ul le face în special pentru comunitate, încercăm să le facem prin parteneriate cu primările ca și costurile să fie destul de mici, pentru că nu avem bani în asociații prea mult, și atunci încercăm să facem tot felul de acțiuni voluntare, în special pentru a realiza câte o acțiune. Am înțeles. Și asta e ultima întrebare până la pauză. Cum răspunde lumea la această cerere de voluntariat? Pentru că în România foarte multă vreme munca voluntară n-a fost bine privită, că era pentru partid sau pentru stat până în 89. Acum se face voluntariat. Cum răspunde lumea la această nevoie? A răspuns cam tot timpul, dar vreau să vă spun că acum, implicându-ne și fiind aproape de oameni și având aceste asociații și de tineret, și de mediu, și de turism, și de tradiții, și tot felul, că avem foarte multe asociații în teritoriu care își fac treaba și deja au implicat într-un fel sau altul voluntari. Unindu-ne toți, am încercat să mai aducem mai mulți voluntari și da, să implică destul de mult, și văd că tendința este aceea de a se implica în continuare, pentru că și-au dat seama că fără a fi uniți, noi ca și oameni nu putem să facem nimic. Bun, luăm pauza de publicitate, domnule Teodorescu, și cu voia dumneavoastră, dar așa e programul, ne revedem după câteva minute.
cu Dorin Teodorescu. Domnia sa reprezintă Galurile Parâng și Gilord, este vicepreședinte al Federației Naționale a Grupurilor de Acțiune Locală. Ne reîntoarcem în scurt timp la Agricultura, o șansă pentru România.